Bună ziua, dragi părinți, bună ziua, dragi copii, bună ziua, dragi profesori și dragi invitați. Iată, așa cum am anunțat, la ora 12, dăm startul celei de-a 7-a ediții a Târgului Toamnei. Ne-am adunat astăzi la fel de mult și la fel de frumoși, ca de obicei, să ne bucurăm împreună de acest eveniment minunat, eveniment care de mult nu mai este al Asociației de Părinți a Școlii Regina Elisabeta, este un eveniment al orașului, organizat în parteneriat cu Școala Gimnazială Regina Elisabeta și cu Primăria Municipiului Rădăuți, fără de care acest eveniment nu ar fi putut avea loc. Este lângă mine domnul primar Bogdan Loghin, căruia am să-i dau cuvântul. Domnul primar este astăzi în dublu rol și de fapt în cel mai important rol pe care un om îl poate avea pe pământ, acela de părinte. Mulțumesc foarte frumos, vreau să fiu extrem de scurt. Mă bucur mult în primul rând împreună cu dumneavoastră de această vreme minunată. Văd că am fost inspirat să mai lăsăm umbreluțele pentru că au și ele rolul lor, după cum vedeți, și vreau să felicit în primul rând Școala Regina Elisabeta prin doamna director, Maria Terișcă, și prin Anca Calenciu, care s-au ocupat de acest eveniment. Sper ca și în viitor să se întâmple acest lucru, pentru că, așa cum a spus și Anca, este un eveniment al Rădăuțului, nu numai decât al Școlii Gimnaziale Regina Elisabeta. Urez succes tuturor și să ne bucurăm cu toții de această zi minunată! Pământul frumos a venit, iar norii sunt ca de plumb pe cer.